O cursă cu taxiul normal se poate transforma într-o adevărată tragedie, lucru demonstrat duminică la amiază când pompierii militari suceveni au fost chemați în ajutor pentru a salva un tânăr rămas încarcerat într-un autoturism taxi implicat într-un accident. Evenimentul s-a petrecut la intrarea în municipiul Suceava dinspre Moara. La locul accidentului au fost solicitate echipajele de descarcerare grea din cadrul detașamentului de pompieri Suceava și modulul SMURD. Tânărul prins între fiarele contorsionate a fost scos din mașină de pompieri și a fost transportat la spitalul județean. Victima era chiar șoferul de taxi, un tânăr de 24 de ani din comuna Drăgoiești. Sosiți la locul intervenției, pompierii militari au constatat că într-un autotaximetru era încarcerată o persoană, respectiv șoferul taxiului. Cei de la descarcerare au descarcerat victima, după care au predat-o echipajului de pe ambulanța SMURD, care după acordarea primului ajutor medical au transportat-o la spitalul Suceava. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum. Pe drumul județean 209C, pe raza comunei Moara, un tânăr de 24 de ani din Drăgoiești, în timp ce conducea autoturismul, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a izbit de parapetul metalic de pe partea dreaptă a drumului în direcția sa de mers. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și s-au recoltat și probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Din fericire, medicii care l-au investigat au declarat că taximetristul a suferit leziuni ușoare, necesitând doar 3 zile de îngrijiri medicale.